Începem și ne grăbim puțin, pentru că unii din rundă vor trebui să părăsească dezbaterea puțin mai devreme. Cuvântul introductiv îl va rosti, ca și dincolo la conferință, domnul președinte al Institutului Regiunilor Europene, căruia îi dau în acest moment microfonul. Bună ziua! Iona Pot! Good afternoon! Guten Tag! Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer, liebe Gäste, ich freue mich sehr, dass Sie zu diesem Café d'Europe Regional hier in Brasov gekommen sind. Ich weiß nicht, wie jetzt übersetzt wird. Bun venit, bun venit, stimați de pe partea aceasta a mesei și mai ales bun venit dumneavoastră, tinerilor, participanților la acest Café d'Europe, care astăzi se desfășoară la Brașov. Das Institut der Regionen Europas macht in vielen Regionen Europas solche Café d'Europe regional. Einige schon davon in Rumänien, aber auch in vielen anderen Ländern, insbesondere auch in Ost- und Südosteuropa. Institutul Regiunilor Europene organizează aceste Café d'Europe în multe locații. A fost chiar, cred că acum este a doua manifestare de acest gen în Brașov. Și este dedicată unei dezbateri regionale. Es ist das erste Open-Air Café d'Europe regional, das wir durchführen. Fast Open-Air. Este primul Café d'Europe regional care se ține aproape Open-Air. Worum geht es? Es geht darum, dass wir besonders mit den jungen Menschen über Europa diskutieren wollen. Es geht nicht darum, dass wir große Vorträge halten, sondern wir wollen ihre Meinung über Europa hören. Und wir wollen versuchen, wenn Sie Fragen haben, diese Fragen auch zu beantworten. Deci, spre ce este vorba în esență? Nu vrem să ținem discursuri. Vrem să auzim întrebările dumneavoastră, ale tinerilor, ale viitorului Europei. Întrebările legate de Europa, ce anume doriți să știți? Und dabei geht es uns nicht darum, dass wir in den Zentralstädten sind, sondern wir gehen vor allem in die regionalen Städte hinaus, dass wir dort mit den jungen Menschen über Europa diskutieren. Și ceea ce urmărim nu este să ne plasăm în capitale, ci să ne ducem în reședințe regionale, așa cum este Brașovul, pentru ca să discutăm acolo cu cei care sunt viitorul Europei. Und wir haben ja nicht nur am 9. Mai den Europatag zu feiern, sondern wir stehen auch wenige Wochen vor einer europäischen Wahl, vor der Wahl zum Europäischen Parlament. Und ich freue mich daher sehr, dass wir drei Abgeordnete Rumäniens im Europäischen Parlament heute bei uns haben. E adevărat, astăzi 9 mai, celebrăm Ziua Europei. Dar suntem la puține zile, câteva săptămâni, două și jumătate ne mai despar de alegerile europene. Și mă bucur în acest context să salut în mijlocul nostru trei europarlamentari români. Ich würde daher ersuchen, dass Sie Ihre wesentlichen Fragen auch vor allem an die drei Abgeordneten Rumäniens im Europäischen Parlament richten. De aceea vă invit să vă adresați cu întrebările acestor reprezentanței României în Parlamentul European. Wenn Sie Fragen zur Wirtschaftspolitik haben, steht Ihnen Herr Gressel zur Verfügung. Er ist von der Handelsdelegation Österreichs in Rumänien. Dacă aveți întrebări direcționate legate de aspecte economice, vă stă la dispoziție domnul Arnold Gressel, care reprezintă Camera de Comerț a Austriei la București. Und es wird dann auch noch der Herr Botschafter Österreichs in Rumänien zu uns kommen und für Fragen zur Verfügung stehen. Și în scurt timp va veni alături de noi și excelența sa, ambasadorul Austriei la București, care de asemenea va răspunde întrebărilor.
Wir wissen, dass heute in der gesamten Bevölkerung eine gewisse Skepsis gegenüber Europa besteht. Știm, este un fapt cunoscut în rândul opiniei publice, dar este un anumit scepticism vis-a-vis de Uniunea Europeană. Und wir möchten gerne mit Ihnen darüber diskutieren. Wir möchten auch hören, warum möglicherweise diese Skepsis gegenüber Europa besteht. Și am dorit să auzim din partea dumneavoastră de ce există acest scepticism, cum priviți dumneavoastră acest scepticism față de Uniunea Europeană. Und wir hoffen natürlich, dass es am Ende dieser Veranstaltung es uns gelungen ist, Sie zu überzeugen, dass die Europäische Union etwas sehr Positives, etwas sehr Wichtiges für Ihre persönliche Zukunft ist. Sperăm ca până la final să reușim să vă convingem că Uniunea Europeană este ceva foarte important, este ceva foarte important pentru viitorul dumneavoastră. Und in diesem Sinne möchte ich Sie nochmals sehr herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass Sie da sind und ich stehe dann natürlich für alle Fragen zur Verfügung. Und ich glaube, jetzt wäre es dann gut, wenn wir gleich der Frau Abgeordneten das Wort erteilen. Herzlich willkommen. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezență, vă dau cuvântul și prima la rând sunteți dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, bună ziua, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați rupt din timpul pe care îl aveți să veniți astăzi la această întâlnire, întâlnire care sper să fie chiar o dezbatere și în care aș vrea într-adevăr, pe de o parte să ne spuneți ce credeți, dar sper eu pe de altă parte, noi să reușim să vă convingem cât de importantă e această Europa care e a voastră, pe care o veți face voi, nu generația mea. Voi sunteți cei care o veți duce mai departe. Avem alegeri pe 25 mai. Câtă lume s-a hotărât să meargă la alegeri? Nu discutăm de opțiuni, da? Câtă lume s-a hotărât să se prezinte la vot pentru Parlamentul European? Aveți vârstă de vot sau nu? Nu aveți vârstă de vot. Și mai bine. O să aveți. Atunci cu atât mai mult. Pentru că sper să vă conving măcar pentru anii care vin până să votați să vă explic ce puteți face și pentru voi și pentru Uniunea Europeană. O să vă spun din capul locului că eu personal iubesc Uniunea Europeană. Am iubit întotdeauna proiectul european. Cred sincer că a fost cea mai formidabilă construcție care multă, foarte multă vreme a asigurat maximum de prosperitate cetățenilor europeni. E adevărat că în ultimii ani a existat o criză economică, o criză care acum s-a transformat într-o criză socială, dar vom găsi cu siguranță resursele de reinventare, dacă vreți, a structurilor Uniunii Europene sunt create. Și o să aștept să încerc. Și de asta spuneam că, de fapt, această Uniune Europeană și felul în care ea va evolua va depinde enorm de ceea ce veți face voi în anii care vin. Și ca să vă conving de acest lucru, nu o să vă spun acum că 75% din legislația pe care noi o aplicăm în România vine de acolo. Știu că nu știm asta, dar multe din lucrurile care se întâmplă în parlamentele naționale sunt, de fapt, transpuneri ale unei legislații de acolo. Dar nu despre asta vreau să vă vorbesc. Vreau să vă vorbesc, de exemplu, de un program care este adresat aproape în exclusivitate tinerilor. Erasmus. Cred că ați auzit-o, poate n-ați auzit, dar sigur veți auzi și trebuie să știți de el, pentru că el se adresează cu precădere tinerilor, studenților, elevilor, mai ales din anii terminali, și care înseamnă posibilitatea de a accesa burse de studiu de 6 luni sau de 1 an de zile în diferite universități din statele membre.
și să nu fiți sceptici când vă vorbesc de el. Încercați să fiți un pic deschiși. Știți de ce? Pentru că programul a început în 1987 și până anul acesta au beneficiat de el 3 milioane de studenți. Noi am votat în urmă cu câteva luni bugetul pentru perioada 2014-2020. Bugetul este deja mult mai mare și se preconizează că un număr de 4 milioane de tineri vor beneficia de acest program. Este extraordinară această posibilitate de a experimenta o altă cultură, poate un alt mod de abordare a procesului de educație. Cunosc mulți tineri care au fost în astfel de burse și care aproape că și-au schimbat părerea despre Uniunea Europeană când s-au întors, pentru că au văzut, ca să spun așa, la lucru, felul în care politicile publice ale Uniunii Europene pot să funcționeze. Și mi-am permis să vă distribui acest material, care nu e campanie electorală, este strict de informare. E un ghid cum anume pot fi accesate aceste burse din programul Erasmus+. Fiecare pas pe care trebuie să-l faceți, inclusiv lista universităților din România care se califică pentru acest program. Dincolo însă de dimensiunea aceasta a burselor de studiu la universitate sau alta, veți vedea aici că e vorba de foarte mult voluntariat și se pot obține burse inclusiv pentru astfel de schimburi de experiență pe programe de voluntariat. E cineva dintre noastre care până acum a fost cumva prins în activități de voluntariat? Wow, super, bravo! Asta pentru că la nivel european, să știți că rețeaua voluntarilor este o rețea extraordinar de puternică, de numeroasă, care se face foarte bine auzită în general în Uniunea Europeană, în Parlamentul European. A fost la un moment dat, am avut acum vreun an și jumătate, cred, un fel de adunare și toată sala de plen a Parlamentului European a fost plină cu tineri voluntari veniți din toată Europa. Deci eu vă încurajez foarte mult să participați în astfel de acțiuni, pentru că și acestea, evident, vă vor ajuta să intrați în contact cu colegi de-ai voștri din alte state membre. E cineva dintre noastre care a fost până acum în vreo vizită la Parlamentul European? De ce nu știu de ridicați așa mânuța? Da. Bun, atunci sper că de fapt știți ceva mai mult și că o să avem parte și de niște întrebări un pic mai provocatoare, așa. Dar insist, această Uniune Europeană trebuie să vi se adreseze în mod direct și efectiv. Știm că șomajul în ziua de azi e foarte mare. Știm că șomajul în multe țări ale Uniunii, astăzi, când e vorba de tineri sub 25 de ani, ajunge chiar și la 25%, ceea ce este enorm, îngrozitor. Mai știu însă în același timp că atunci când am votat bugetul lunile trecute, am votat inclusiv un buget de 8 miliarde de euro pentru proiecte naționale care să fie direcționat la proiecte naționale pentru crearea de locuri de muncă pentru tineri. Mai știu că foarte multe lucruri pot fi făcute, evident, și la nivel național, cu bani de la Uniunea Europeană, de exemplu, pentru a face secții de producție în licee sau în facultăți, în așa fel încât integrarea după aceea pe piața muncii să fie una mai facilă, mai rapidă. Îmi vine să pun o întrebare. Câtă lume de aici vorbește mai puțin de 3 limbi străine? Sau 3 limbi în total cu tot cu română? Ok. Câtă lume de aici vorbește engleză? Ok. Cât
termen de aici vorbește germană, câtă lume vorbește franceză. Ok, deci, sigur că da. Câtă lume vorbește maghiară? Deci, am pus întrebarea mine, câtă lume vorbește mai puțin de 3? Și nu mi-ați ridicat mâinile, pentru că, în realitate, bravo, este excelent. Este excelent pentru că, sigur, în Uniunea Europeană sunt 24 de limbi oficiale, româna e limba oficială. Deci, dacă vreodată vreți să scrieți petiții sau ce vreți să faceți către instituțiile Uniunii Europene, o faceți în limba română fără probleme. În același timp, însă, orice limbă pe care o cunoașteți în plus vă ajută inclusiv să vă plimbați pe internet oriunde și să aveți acces direct la informații și, evident, vă ajută să comunicați cu ceilalți, ceea ce este, iarăși, maxim important. Eu o să mă opresc aici și vreau să-i las și pe colegii mei să vă spună despre Parlament, despre importanța Uniunii Europene și, repet, așteptăm întrebările noastre provocatoare. Vă mulțumesc! Vă mulțumim mult pentru această prezentare. Eu personal am o mică plângere. Păi, dacă continuăm în ritmul ăsta, ce ne facem noi traducătorii și translatorii? Ne luați pâinea de la gură! Nu, e meseria cel mai bine plătită, să știți, în Uniunea Europeană. Vă spun cu mâna pe inimă. Și la Consiliu, și în Parlament, și la Comisie, obligatoriu trebuie să existe interpreți pentru toate limbile acestea oficiale. Ba mai mult vreau să vă spun, slavă Domnului, că în felul acesta sunt obligați să respecte orarul ședințelor noastre. Altfel ne-am prelungit. Da, interpreții spun, e 12:30, la 12:30 se termină și atunci se ridică ședința. Deci, să știți că nu. E o meserie foarte de viitor. Continuați să învățați cât mai multe despre ei. Vă mulțumesc mult pentru încurajare și ca să continuăm în aceeași manieră relaxată de abordare, să trecem puțin la următorul aspect și anume ce sau către ce se îndreaptă Europa? Cine se încumetă dintre dumneavoastră să intervină? Bună ziua! Înainte de a... Este o întrebare pe care ați spus-o, la care am trei variante de răspuns. O conferință de 30 de minute, o prezentare de o oră sau un seminar de o zi. Și am și scris câteva gânduri pe acest subiect, cu un coleg de-al meu luxemburghez, Frank Engel. Dacă când o să fiți plictisiți, vă rog frumos scrieți New Europe Now și dați-i go și veți găsi acolo ideile noastre, ale lui Engel și ale lui Frank și ale mele. Dacă pot să consum un minut din timp să mă prezint, mă numesc Iuliu Winkler, sunt parlamentar european din 2007, sunt reprezentant al UDMR, m-am născut aici în al doilea vecin al dumneavoastră, adică în Hunedoara. Am fost la grădiniță în limba germană acolo, apoi la școală în limba maghiară, pentru că, în ciuda numelui meu, Winkler este un nume șvăbesc din Banat, dar eu sunt maghiar din România. Apoi am fost la școală și la facultate, bineînțeles, în limba română. În 1996 am devenit consilier județean în Hunedoara, după aceea în 99 subprefect, după aceea în 2000 deputat în Parlamentul României, după aceea am fost ministru în două portofolii în guvernul Tăricianu și din 2007 sunt deputat în Parlamentul European. Asta ca prezentare. Îi invidiez sincer pe toți cei care stau la umbră în această cafenea și vă cer scuze, nu vreau să fiu nepoliticos, dar ați văzut că am venit regulamentar îmbrăcat în sacou, am avut și cravată, dar chiar nu pot să rezist soarelui și de aceea încă o dată îmi cer scuze, nu vreau să fiu nepoliticos, doar dacă n-am mai avut un loc la umbră, înseamnă că stau pe acest loc în soare. Despre viitorul Uniunii Europene trebuie, dacă
trebuie să încerc să vă vorbesc în 3 minute, poate să încercăm așa o prezentare din Parlamentul European. Nu știu dacă reușesc să fac o asemenea prezentare în 3 minute. Întrebarea cea mai importantă care se pune în legătură cu viitorul Uniunii Europene, viitor instituțional, este ce fel de Europa ne dorim. O Europa așa cum, o Uniune așa cum este ea condusă. Poate știți de acele summituri europene, poate mai vedeți la știri, din de 4 ori pe an se organizează cu un summit european. Din acest punct de vedere sunt 3 categorii. Mulțumesc frumos! Nu știu cine face asta, dar este ceva minunat și mulțumesc frumos organizat. O mulțumesc organizatorilor, da, este cu adevărat o cafenea europeană. Deci summiturile europene se întâmplă în felul următor și din acest punct de vedere, pentru că știți că acolo țările sunt reprezentate de către șefii de stat sau de guvern, în funcție de forma de guvernământ a statului. Acolo unde sunt legate, evident că regii europeni nu mai au funcții executive, deci acolo în acele țări, respectiv acolo unde sunt republici parlamentare, unde președinții au un rol mai redus, țara e reprezentată de către premier. Acel premier poate să fie numit cancelar, spre exemplu, ca în cazul Germaniei, șeful guvernului. În alte țări, Franța în primul rând, care este republică prezidențială, vin președinții la acest summit. Și din cele 3 categorii de țări, deci o parte, așa cum am spus mai întâi, a doua parte, așa cum am spus a doua oară, și mai este o a treia categorie, ea e formată dintr-o țară care se numește România, în care Constituția nu stabilește exact cine ar trebui să meargă la summit, președintele sau premierul. Și atunci ambii, și președintele și premierul, au argumente pentru a susține că ei trebuie să meargă la summitul european. În fine, se întâlnesc la summit acești 28 de lideri, de conducători, și decid asupra unor chestii de importanță vitală. Asta este Europa interguvernamentală, așa cum ea funcționează astăzi. Nu este, vă spun sincer, și nu sunt singur cu această opinie, nu este Europa pe care eu mi-o doresc. Europa pe care eu mi-o doresc este aceea pe care părinții fondatori ai Europei au imaginat-o, și anume Europa dumneavoastră, a cetățenilor, în care rolul primordial să devină Parlamentului European. În care să avem politici comune, multe, sau mai multe decât astăzi. Spre exemplu, în situația de azi ne-am dorit o politică energetică comună, astfel am putea da răspunsul unor provocări la care suntem expuși astăzi. Europa fondatorilor este condusă de, sau ar fi condusă de Parlamentul European, și această situație ar răspunde și la temerile celor care se tem de pierderea suveranității. Adică dacă Bruxelles-ul decide în prea multe chestiuni, atunci cum rămâne cu suveranitatea? Și răspunsul meu este că nu vorbim despre o pierdere a suveranității, mai degrabă vorbim despre o punere în comun a suveranităților, pentru că dacă Parlamentul European decide, atunci în Parlamentul European sunt reprezentanții aleși de către dumneavoastră sau care vor fi aleși peste un an, doi, trei, atunci când veți împlini vârsta votului. Cred că atât încape într-o expunere de 3 minute, nu mai mult. Repet, aș putea și ar fi nevoie de a spune mult mai multe, însă atât cred că încape în 3 minute și vă mulțumesc. Mulțumim mult de tot și pentru a ușura puțin parcursul acestei după-amiezi, propun, de fapt nu propun, am luat decizia și așa vom face, să ne legăm de ultimul subiect pe care l-a atins domnul europarlamentar Winkler, și anume acest transfer, respectiv ce se întâmplă cu suveranitatea, ce se întâmplă cu subsidiaritatea. În acest sens, în timpul mesei am purtat o discuție foarte interesantă cu cel mai înalt reprezentant al Institutului Regiunilor Europene, care a fost vreodată în România, este prima vizită de acest gen, și am aflat câteva lucruri foarte interesante de la domnia sa. Rog pe această cale să ne expună în două cuvinte ideile pe care le are legate de Europa și de acest transfer.
Also die Frage von Ihnen war, wie wird sich Europa weiterentwickeln? Întrebarea pe care o pusesem a fost, nu-i așa, cum se va dezvolta Europa în continuare? Care sunt perspectivele? Also, es wird von uns allen niemand im Detail sagen können, wie sich Europa wirklich weiterentwickelt. Un lucru vă pot spune cu certitudine, nici unul dintre noi nu va putea preciza, va putea enunța. Aber man kann ja einen Wunsch äußern. Dar se poate emite o opinie. Ich würde mir wünschen, dass dieses Europa, das ja auf jeden Fall auf der Ebene von Brüssel weiterhin stärkere Kompetenzen bekommen wird. Eu mi-aș dori ca această Europa, care la nivelul Bruselului, cu certitudine pe viitor, va fi investită cu niște competențe și mai mari și mai puternice, dass dieses Europa als Gegengewicht zu einem stärkeren Brüssel starke Regionen und Gemeinden haben wird. Ca această Europa cu un Brüssel foarte puternic să aibă o contrapondere, contrapondere formată din regiuni, din niște regiuni foarte puternice. Ich persönlich bin der Meinung, dass die Nationalstaaten und die Nationalregierungen aufgrund der Tatsache, dass sie in vielen Bereichen nicht in der Lage sind, die Probleme zu lösen, auch in Zukunft weitere Zuständigkeiten auf die Brüsseler Ebene abgeben werden müssen. Personal sunt de părere că guvernele naționale, datorită faptului că nu pot gestiona, respectiv nu pot soluționa mulțumitor anumite chestiuni interne sau evoluții interne, vor trebui să cedeze în viitor Bruxellesului anumite competențe, care deocamdată sunt naționale. Nachdem aber die Menschen kein zentralistisches Europa haben wollen, müssen wir auf der anderen Seite als Gegengewicht mehr Zuständigkeiten auf die regionale und auf die lokale Ebene geben. Dar pentru că nimeni din Europa nu vrea o Europa centralizată sau hipercentralizată, ar putea fi folosit aici ca termen, anumite competențe și atribuții vor trebui transferate sau transferate înapoi la nivel regional. Weil starke Regionen und starke Gemeinden sind nicht nur ein Gegengewicht zum starken Europa, sondern auch ein Gegengewicht zur anonymen Globalisierung unserer Gesellschaft. Pentru că niște regiuni puternice nu sunt doar o contrapondere la o Europa centralizată prea puternică. Ele sunt totodată și o contrapondere la anonimizarea datorată globalizării. Auf der europäischen Ebene wünsche ich mir ein starkes europäisches Parlament. La nivel european îmi doresc un parlament european puternic. Denn dieses Parlament muss kontrollieren, dass die Europäische Kommission nicht zu stark und gegen den Willen der unteren Ebenen Entscheidungen trifft. De ce? Pentru că acest parlament trebuie să exercite un control asupra Comisiei Europene, astfel ca aceasta să nu devină prea puternică față de nivelele subsidiare ei. Es gibt in der letzten Zeit zwei Beispiele, warum mehr Kompetenzen auf die europäische Ebene gehen. Das eine Beispiel ist die Kontrolle der Budgets der Nationalstaaten, der Mitgliedstaaten, weil die Mitgliedstaaten nicht selbst in der Lage sind, ihre Budgets in Ordnung zu halten und ihre Schulden zu reduzieren. Există în ultima vreme două exemple care demonstrează de ce anumite competențe trebuie transferate în sus la nivelul conducerii Europei. Unul dintre ele, cel mai cunoscut probabil, este legat de controlul asupra bugetului. De ce? Pentru că s-a dovedit că multe state sunt incapabile să-și controleze, respectiv gestioneze bugetele naționale. Und es gibt noch ein zweites Beispiel, nachdem die Mitgliedstaaten, die Nationalstaaten nicht in der Lage sind, ihre Bankenprobleme alleine zu lösen, wurde die Bankenkontrolle auf der europäischen Ebene eingeführt.
Și mai există încă un al doilea exemplu, s-a dovedit, este cel în domeniul bancar, s-a dovedit că nu există posibilitatea, respectiv nu există instrumentele necesare exercitării unui control în domeniul bancar. Și din această cauză a fost introdus controlul bancar european. Also, um es kurz zu sagen, ich glaube, dieses Europa wird sich weiterentwickeln in der Richtung, dass wesentliche und wichtige Fragen auch in Zukunft stärker noch auf der europäischen Ebene gelöst werden, dass aber die meisten anderen wichtigen Fragen auf der nationalen, aber vor allem auch auf der regionalen und auf der lokalen Ebene gelöst werden. Deci, convingerea mea este că, în continuare, anumite atribute vor fi transferate în sus, la nivel central european, dar va crește simțitor numărul deciziilor, respectiv al atributelor, care se vor rezolva pe plan regional. Vor allem, weil ich möchte, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht nach Bucharest, nicht nach Wien, nicht nach Berlin, mit jeder Kleinigkeit gehen müssen, sondern dass sie zu ihrem Bürgermeister gehen können, dass sie zu ihrem Regionalpräsidenten gehen können und dass der ihnen bei ihren Problemen und bei ihren Anliegen helfen kann. De ce? Pentru simplu motiv că nu este de dorit ca fiecare cetățean, și acum într-o manieră puțin exagerată, să alerge la București, la Viena, la Berlin pentru problemele sale, ci să se poată adresa primarului sau președintelui Consiliului Județean pentru ca să îi se rezolve problemele. Vă mulțumim mult pentru participare, doamna Weber. Ne pare rău că trebuie să plecați. Ja, die Frau Weber muss wieder zu den nächsten an deinen TV-Auftritt. Wir danken, dass sie da gewesen ist. Auf Wiedersehen und alles Gute. Da, încă o dată mulțumim, toate cele bune, probabil ne vom mai revedea. Wir bedanken uns. Așa, am ajuns în acest punct al expunerilor. Întrebarea ar fi acum, dacă legat de ceea ce vi s-a prezentat, aveți întrebări, respectiv dacă aveți alte întrebări pe care doriți să le adresați simțit cuiva. Nu sunt întrebări, da? Este cineva. Bună ziua! Aș avea mai multe de întrebat și chiar și de comentat legat de cele discutate. În primul rând, aș dori să vin în completarea ceea ce a spus doamna Renate Weber. Sunt unul din beneficiarii programului Erasmus, nu Erasmus Plus, față de ce Erasmus Plus abia urmează. Tocmai m-am întors de două săptămâni dintr-o mobilitate internațională, Erasmus, și experiența a fost cu adevărat benefică pentru mine, și din punct de vedere profesional și, să recunosc, și din punct de vedere turistic. De aceea aș dori să atenționez tinerii, ceea ce eu fac de cele mai multe ori, să încerce măcar o asemenea deplasare, un asemenea schimb în timpul pregătirilor, în liceu sau în facultate, plecând de la ideea că în această Europa trebuie, în primul rând, să învățăm să ne deschidem ochii și mintea. Și acest lucru nu se poate face stând într-un singur loc, trebuie să iei contact cu toate culturile care compun cultura, multiculturalitatea europeană, de fapt. În al doilea rând, am fost întrebați cine vrea să meargă la vot. Întrebarea am considerat-o doar un început, pentru că intenția de vot probabilă pe care probabil ar fi fost diferită dacă aici erau persoane care aveau un drept de vot. Nu știu dacă ar fi fost totuși semnificativ diferită din punct de vedere al numărului, cunoscut fiind faptul că alegerile acestea europene, cum le spunem noi, nu suscită atât de mult interes ca alegerile de la nivel național.
Tocmai de aceea aș dori să întreb invitații, în special, noi vedem rar, noi citim mult din cărți și aflăm multe din surse mai mult sau mai puțin credibile, dar dumneavoastră mergeți la fața locului și sunteți persoane pe care de câte ori le prindem, nu le iertăm. Da? Deci eu aș vrea să vă întreb, plecând de la o experiență proprie, legată strict de specialitatea mea, eu predau la universitate și am experiența adresării acestei întrebări, aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră de acolo ce puteți și ce nu puteți să faceți pentru noi, pentru că lumea nu știe ce puteți și ce nu puteți să faceți pentru cetățeni. Este o simplă părere pe care o elaborez doar din experiența mea proprie, nu pot și nici nu am pretenția că vreau să o generalizez. Mulțumesc frumos! Mulțumim pentru întrebări. Eu aș zice să vă dăm dumneavoastră cuvântul în calitate de al treilea reprezentant. Da, mulțumesc și gazdă. Și gazdă. Și, mulțumesc, Marilor, și mulțumesc de întrebări. Vreau doar să fac o mică precizare, pentru că a fost întrebare frumoasă, ce putem spune despre viitorul Europei. Sigur că sunt foarte multe de spus. Încerc să sintetizez. Viitorul sunteți voi. De aici încolo, sigur că orice strategie este posibilă. Ceea ce pot spune că Uniunea Europeană a fost gândită, este pusă în practică și cu siguranță va fi pentru cetățenii. Și închei mica mea părere despre ce a fost, ce este și ce va fi Uniunea Europeană. Cred că ar trebui să facem totul. Pentru că spun întotdeauna că a fi un politic este o meserie. Așa cum oamenii sunt și se pregătesc pentru a fi strungari, pentru a fi lăcătuși, pentru a fi ingineri, pentru a fi doctori, pentru a fi avocați, și a fi un politic este o meserie. Meseria aceasta presupune un lucru foarte important, să te dedici comunității. Să ai o școală în domeniu și eu îmi doresc să apară cât mai mulți absolvenți de școală politică în România, care să aibă după aceea o practică destul de importantă și ca timp, dar și calitativ, pentru ca această percepție a clasei politice din România să schimbe. Dacă vorbeați de prezența la vot în România pe categorii de alegeri, pe când, dacă vezi la cele locale care sunt, în general, cele mai interesante, până la cele pentru Parlamentul European, unde românii nu sunt, într-adevăr, așa de interesați, cred că ține de noi, de oamenii politici, să explicăm cetățenilor importanța fiecărui tip de alegeri. Până la urmă, toate sunt importante. Eu am să vorbesc acum de alegerile acestea pentru Parlamentul European, chiar dacă mulți dintre dumneavoastră nu aveți încă vârsta la care vă puteți exercita votul, o să o aveți cât de curând. Și spuneți că ar trebui să o faceți în cunoștință de cauză. Cred că Uniunea Europeană este la fel de, sau alegerile pentru Parlamentul European sunt la fel de importante ca și cele pentru Parlamentul României, dacă nu mai importante, spunea colega mea Renate Weber, peste 70% din legislația românească are deja prinsă în ea legislația europeană. Legislația europeană care e făcută pentru toți cetățenii europeni și m-a întrebat cineva ieri într-o discuție, dar lucrurile rele pentru români, totuși, din legislația europeană, ce facem cu ele? Și întrebam care sunt ele. Nu există. Deci, atât. Legislația europeană, în primul rând, care are un grad de filtrare foarte mare. Tot ceea ce se aprobă la nivelul Uniunii Europene, se aprobă într-un trialog. Este finalitatea, să spunem așa, a aprobării legislației europene. Întotdeauna se discută între Parlamentul European, Comisia Europeană, care este practic cea care lansează propunerea legislativă, și Consiliul Uniunii Europene, ceea ce spunea colegul meu, Iuliu Winkler, reuniunea șefilor de stat și de guvern. Deci doar după ce toate aceste instituții ajung la un consens, se aprobă legislația europeană. Sigur că ea pleacă de la consultări cu cetățenii și dacă intrați pe site-urile Comisiei ale Parlamentului, o să găsiți de foarte multe ori consultări publice. Există foarte multe evaluări
și apelarea la evaluatori externi pentru a evolua anumite situații care sunt posibile pentru legislația respectivă. Există foarte mulți lobbyști la nivelul Parlamentului European care vin și expun părerea referitoare la legislația respectivă. Deci, instrumentele democratice ale legislației europene sunt foarte bine puse la punct, mult mai bine puse la punct decât în partea de legiuitor al României. De aceea este poate mai important să mergem și să credem în Uniunea Europeană. Vedeți, poate nu toți sau puțini dintre noastră știți că nu am avut gradul acesta de mobilitate și de libertate să putem merge să învățăm în alte țări din Uniunea Europeană, să putem merge să muncim în alte țări din Uniunea Europeană. Deci este un câștig enorm pentru România. Sigur, la el se adaugă și aceste finanțări europene nerambursabile, bani pe care România are la dispoziție pentru investiții, pentru mobilitate și pentru orice proiect pe care România îl crede necesar al pune în practică. Toate aceste lucruri sintetic spuse de mine până acum, cred că ar trebui să ducă la concluzia cele mai importante alegeri pentru români să fie cele pentru Parlamentul European. Sigur, aici apare o problemă de comunicare. Ele nu sunt mediatizate. Din păcate, pentru mass media românească, o știre negativă este mai importantă și mai de impact decât una pozitivă. Dar spuneam și zilele trecute că România deja are foarte mulți utilizatori de internet. Și cred că este rolul nostru, al celor care credem în viitorul României și al Uniunii Europene, să ne mișcăm și să comunicăm mult mai mult pe internet, pe tot ceea ce înseamnă rețele de socializare, bloguri și orice tip de comunicare pe partea de internet, pentru că eu cred că altfel nu vom avea niciodată cunoștință despre aceste lucruri. Și este păcat. Nu poate toate lucrurile... Nu există un lucru rău care vine de la Uniunea Europeană. Nu are cum să vină de la Uniunea Europeană. Un lucru rău nu poate. Gândesc oameni foarte mulți din toate țările și nu văd cum ar ieși o legislație rea. Din punctul ăsta de vedere, vorbea domnul președinte de la IRE despre pachetul de măsuri economice în momentul în care Uniunea Europeană a intrat în criză economică și s-a introdus în legislația națională în fiecare țară o limită de deficit național. Asta înseamnă ca statul să nu mai cheltuie și să se împrumute, practic, pe piața internă și externă mai mult decât un anumit procent. Sigur, asta a venit în urma experienței cu statele din Europeană, Grecia în special, care a cheltuit foarte mulți bani din împrumut. Și atunci statele membre din Uniunea Europeană, în special Germania, au zis, nu putem să plătim toți pentru greșelile care le fac unii. Deci, practic, Uniunea Europeană ne trage, vrem, nu vrem, spre o societate democratică reală și o societate, spun eu, echilibrată economic și social. Nu ne va lua nimeni niciodată pământul de aici, nu ne va pune nimeni să nu mai ținem tradițiile noastre aici și nu cred că își dorește cineva din Uniunea Europeană să facă rău unui alt stat. Din contră, spun eu că își dorește și vedeți foarte bine aceste acte de bune practici care au fost până acum de extindere a Uniunii Europene. Știți bine că zilele trecute s-a semnat un acord de parteneriat cu Republica Moldova. Deci, în general, Uniunea Europeană se orientează și deschide granițele către statele, cel puțin care se află geografic la nivelul Europei și, bineînțeles, că există o colaborare destul de bună și de activă cu alte state de pe tot mapa mondului. Ce important să rețineți e că scopul principal este îndreptat către cetățeni și, în special, siguranța cetățenilor. Ce-și dorește cetățenii europeni, oricare ar fi ei? Să aibă un loc de muncă, să poată să meargă la școală și să aibă o educație destul de bună, să meargă în siguranță pe stradă, și tot ce ține de siguranța unui individ la nivel de state civilizate. E, spun eu, prioritatea numărul unu și, din acest punct de vedere, sigur, Uniunea Europeană acționează din punct de vedere legislativ, iar la nivel internațional, sigur că probabil în următoarea perioadă, pe termen scurt și mediu, vor exista
delegare de competențe de la nivel național către nivel european, referitor la siguranța întregii Europe din punct de vedere militar, să spunem așa, sau tot ce ține de politica externă a Uniunii Europene, pentru că e bine să avem aceeași voce și să gândim împreună, să dezvoltăm în Europa, până la urmă, tot ceea ce ține de valorile noastre, dar să avem o imagine, o piață comună, pentru că de aici a plecat ideea Uniunii Europene, nu de la acel tratat al cărbunelui și oțelului realizat între Germania și Franța după război, iar cuvântul cheie a fost pace. Pace care e legat de siguranță. Nu vrem niciunul dintre noi să ne certăm cu nimeni și nici să ne luptăm. Acesta e fundamentul și încă o dată vă spun că viitorul Uniunii Europene sunteți voi, cei tineri. Noi avem doar viziuni și strategii și nu mergem pe lucruri extraordinare. Nu vrem să spunem că Uniunea Europeană va ajunge la fel de, să spun așa, consolidată și din punct de vedere administrativ ca Statele Unite. Să avem același sistem, dacă vreți, politico-administrativ. Nu, ne dorim să avem aceste valori specifice pe fiecare țară, puse la oaltă în beneficiu cetățenilor și, bineînțeles, în beneficiu întregului mapamont. Vă mulțumesc! Mulțumim și acestei cele de-a treia intervenții din partea unui reprezentant ales într-un anumit for. Acum fac apel la istorie. Ce fel de reprezentanți există din partea unui stat vis-a-vis de alt stat? Ei, cum se numeau trecut? Soli? Ambasador. Și la un moment dat, ambasadori. Este normal și în ierarhia noastră urmează reprezentantul unui stat european în România. Este vorba de excelența sa, domnul ambasador al Austriei, pe care îl rugăm, domnul Michael Schlartinger, va exprima experiențe poate legate de cum i-a mers Austriei de când a devenit membra Uniunii Europene. Nu li s-a mai permis ceva ce era în tradiție? Hai să vedem ce ne spune. Hansi, microfon. Dankeschön für die interessante Frage. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, am Europatag in Brașov am Café de Rob teilnehmen zu können. Vă mulțumesc pentru această întrebare interesantă și vreau să vă spun că mă ce mare plăcere să particip astăzi de Ziua Europei la Café de Rob aici la Brașov. Und es ist besonders spannend, weil wir ja auch im Europawahlkampf jetzt sind. Și cu atât mai interesant devine totul dacă ne gândim că suntem în campanie electorală pentru alegerile europene. Das heißt, wir werden ein neues europäisches Parlament haben und das heißt, wir werden vielleicht einen neuen Präsidenten der Kommission haben, wir werden eine neue Kommission bekommen, wir werden vielleicht einen neuen Präsidenten des Europäischen Rates bekommen. Das heißt, die Institutionen Europas sind derzeit in Renovierung, im völligen Umbau. Ne aflăm într-un moment în care toate instituțiile europene sunt în renovare. Cu certitudine vom avea o nouă componență a Parlamentului European. Vom avea, poate, un alt președinte al Parlamentului European. Vom avea, poate, o altă președinție sau o altă componență a Comisiei Europene. Se vor schimba toate aceste instituții care constituie bazele Uniunii Europene. Österreich ist im Jahre 1995 der Europäischen Union beigetreten. Das war damals schon die Europäische Union, weil ja auch schon der Vertrag von Maastricht, der EU-Vertrag, in Kraft war. Wir sind also genauso wie Rumänien EU-Mitglied geworden, nur eben ein paar Jahre früher. Austria a devenit membru al Uniunii Europene, Uniune
europeană, pentru că deja intrase în vigoare acordul de la Maastricht în 1995. Deci și Austria este un venit în Uniunea Europeană, doar că le despart câțiva ani. Am intrat ceva mai devreme. Und es gibt ja für ein Mitglied immer zwei Dinge zu tun, ganz grundsätzlich in der Europäischen Union. Das eine ist, die nationalen Interessen dort zu vertreten und vielleicht auch zu verteidigen. Und zweitens, am gemeinsamen Projekt mitzuarbeiten. Acum în Parlamentul European sunt două sarcinile care îi revin unui reprezentant. Pe de o parte, să reprezinte interesele țării din care vine, eventual poate chiar să le și apere dacă este cazul. Dar a doua atribuție, cel puțin la fel de importantă, este să contribuie la construcția europeană. Und zuerst ist immer der Reflex, ich muss meine Interessen verteidigen. Ich muss schauen, dass mein Land in Brüssel nicht zu Schanden kommt. Das ist immer der erste Reflex. Und das ist ja auch interessant, dass das eine oder andere Wahlplakat hier in Brasov auch so etwas auch reflektiert. Wir müssen Rumänien verteidigen und so weiter. Also das ist ein ganz normaler menschlicher Reflex. Hier ist noch ein Reflex, absolut normal, uman. Ca primul gând acolo, în Parlamentul European, să fie eu trebuie să-mi apăr țara. Este o idee pe care o regăsim pe afișele electorale, care le vedeți și aici în Brașov, să apărăm, să reprezentăm România și să o apărăm. Und das ist ja das Interessante an den Europawahlen. Jeder Europaparlamentarier, egal von welchem Land, wird da deswegen gewählt von seinen Wählern, um die Interessen zu verteidigen, aber sobald der Europaparlamentarier oder die Europaparlamentarierin in Brüssel sind, ist die vornehmste Aufgabe, am Projekt Europa mitzuarbeiten. Also nicht A zu tun, sondern B, mitarbeiten, positiv zu sein, proaktiv. Aș putea formula așa, ironia constă în faptul, dar prefer versiunea hazul sau comicul situației constă în faptul că este ales deputatul și este trimis acolo ca să apere și odată ajuns acolo, cea mai nobilă sarcină pe care o vede în fața ochilor este să contribuie la construcția europeană. Deci nu pentru ce a fost trimis A, ci pentru ceea ce devine Europa, versiunea B. Und wenn ich noch zurückdenke, was waren unsere Eindrücke, als Österreich ein neues Mitglied der Europäischen Union war? Unser erster Eindruck war, die Europäische Union ist furchtbar kompliziert. Și dacă e să rememorez, care a fost impresia noastră în Austria atunci când am devenit stat membru al Uniunii Europene? Păi prima impresie a fost, Uniunea Europeană e o îmbârligătură care nu se știe despre ce e, e atât de încurcată. Aber sobald man einmal in Brüssel ist und ein bisschen die Gelegenheit hat, in die Institutionen der Europäischen Union hineinzuschnuppern, sei das jetzt das Parlament, die Europäische Kommission, eine europäische Agentur, dann ist man unglaublich positiv und tief beeindruckt, welche großartige intellektuelle Leistung dort gebracht wird. Es wird auf europäischer Ebene wirklich in beeindruckender Form gearbeitet. Und ich habe vor jedem, der dort seinen Job macht, die größte Hochachtung. Dar în momentul în care ai contact cu autoritățile europene, în momentul în care ești acolo și vezi ce se întâmplă și cum se petrec lucrurile și vezi cât efort intelectual se depune pentru funcționarea acestui aparat, îți schimbi opinia. Eu astăzi am un respect deosebit pentru cei care lucrează în conducerea Parlamentului European, în întregul aparat. Und für uns war auch die Zeit, als Österreich den Ratsvorsitz hatte, und mittlerweile hatten wir den schon zweimal, auch ein ganz toller Lernprozess. Und ich glaube, wenn Rumänien, ich glaube, das ist 2019, den Vorsitz im Rat einnehmen wird, glaube ich, das wird auch für Rumänien ein ganz prima und interessanter Lernprozess sein. Pentru noi, Austria,
acea perioadă de președinție pe care o cunoașteți, cea de 6 luni, când un stat preia președinția, perioadă care a revenit până acum de 2 ori Austriei, a fost un proces de învățare, un prilej de învățare ieșit din comun. Și cred că atunci, în 2019, când președinția va reveni României, și România avea ocazia să învețe foarte, foarte mult. Und Europa wird immer Krisen zu bewältigen haben. Das europäische Projekt ist nicht abgeschlossen. Europa ist nicht perfekt. Und ich glaube, in der Zeit, wenn Sie in der Schule fertig sind, mit dem Studium fertig sind, dann werden und Verantwortung übernehmen, werden Sie sehen, es geht immer weiter so. Die Geschichte steht nicht still. Wir haben unglaublich große Herausforderungen. Wir Europäer werden in Europa immer weniger. Wir haben immer mehr Probleme mit unserer Wettbewerbsfähigkeit. Und wir müssen wirklich alle zusammenarbeiten in unserem Kontinent, dass wir unseren Wohlstand halten können oder sogar Gutes tun können. Menschenrechte verteidigen, die Umwelt schützen. Dazu müssen wir stark sein. Das sind unsere Werte. Und das ist, was die ältere Generation gerne an die junge Generation weitergibt. Die Europäische Union ist die beste Maschine, um unsere Werte der Welt zu geben. Und es ist nicht so, dass das nicht gewünscht wird von der Welt. Wenn man mit Politikern und Diplomaten aus Afrika und aus Lateinamerika redet, die wollen, dass Europa auf der Welt tätig ist und die Stimme erhebt. Evoluțiile europene nu s-au sfârșit. Proiectul nu este dus la capăt. În permanență Europa va fi confruntată cu evoluții, cu dificultăți, cu crize, cu tot felul de provocări. Europa trebuie să rămână competitivă, trebuie să evolueze mai mult. Și acest lucru vă va reveni la un moment dat, dumneavoastră, când veți prelua ștafeta ca alegători, pe urmă ca absolvenți, pe urmă când veți prelua niște responsabilități, când veți ajunge să acționați efectiv în societate. Și nu este deloc adevărat că Europa ar fi ceva inutil sau dăunător. Nu. Atunci când avem contacte cu extraeuropeni, îi auzim cum ne spun, de exemplu din Africa, cum ne spun foarte direct și foarte clar, Europa trebuie să devină mai puternică, să aibă un glas mai pronunțat, să aibă mai mult de spus. O concluzie a expunerii lor făcute până acum va face președintele Institutului Regiunilor Europene, un mic rezumat, după care, dacă sunteți interesați, pregătiți-vă de pe acum întrebările. First of all, a question: who cannot understand English? Everybody understands. So I will try to say some remarks in English, so it's not necessary to translate. The first remark is, as the ambassador remembered me, that in Austria you can participate in the European elections with 16. So you can see that there are national differences within the member states of the European Union, and you should push your government. You should tell them change the laws. So we want to go for elections for the minimum for the next European elections. But the next you can participate, of course. But you should discuss for the pupils and for the students behind you. So I think that would be very good. The second remark: many of the people in the member states, they are thinking it's not necessary to participate in the elections.
they are hesitating if they should go for voting and so on and so on. Don't forget, just a few weeks ago, on the Maidan in Kiev, young people with the European flag in their hand, they died, they were shot because of they wanted to come towards Europe. And we are thinking and we are hesitating if we should participate in the elections. I mean, we all should think about this. Young people are dying for Europe, I always say very, very shortly. And we say, okay, there are some problems in the bureaucracy and what on, and so on and so on. I mean, Europe, the European Union is not something different from us. We are the European Union. You have your delegates in the European Parliament. Your Prime Minister, your President is involved in all the decisions within the European Union. And he has voted for the new European laws. If they don't agree, the law is not accepted in the European Union. But they vote for that. And then they come home to Vienna, to Berlin, to Bucharest, and they have forgot what they have done in Brussels. And if you have to implement the laws in your country, they say the bad European Union is forcing us to do this in that way. So don't forget this. You have primarily, you have to discuss with your politicians in your country. Because they are involved in all the decisions in the European Union. I think this is also very important. The second thing, third thing is, The European Union is a project which is not finished, absolutely not finished. It's a process. And with the elections on the 25th of May, you decide in which way the process is going on in the next years. And this is very important. I mean, if you want to have a very centralistic European Union, then you have to vote for parties which are absolute centralists. Or if you think that it is better, the European Union is finished, has to be destroyed, then vote for a party, populistic party, extremely right or somewhere else. I think it is very important to give your vote to parties which are constructive. Yeah, I'm not supporting at the moment some of the parties, but I'm supporting all the forces who are constructive within the European Parliament. Positive, constructive. There are some differences of the parties, but they should be constructive. Not to go within the parliament, only to destroy the parliament and to destroy the European Union. So I think this is also very important. And the ambassador mentioned it. I mean, we should strengthen the European Union because of the competition with, I would say, with Asia, with China, with Russia, with America, with South America, and so on and so on. Austria alone, Germany alone, Malta alone, Romania alone, Luxembourg alone, they cannot go into competition with Asia, with China, or with America. It has to be a common Europe. So we are strong with about 500 million people. I think these are some arguments, and I hope the members of the parliament agree with me. And you should think about it, and if you cannot vote because you are younger,
then speak with your parents, speak with your aunts, with your uncles, with your sisters and brothers who can already participate in the elections. They should participate, because if they don't, the extreme groups are too strong. That's what I wanted to tell you, and I hope you can think about this. Thank you. Mulțumim pentru această concluzie. Întreruperea de mai înainte, în momentul de încheiere din partea domnului ambasador, a fost atât de brusc, m-a luat pe nepregătite, n-am apucat să-i mulțumesc pentru contribuția domniei sale. Și dacă v-ați pregătit niște întrebări, le puteți adresa acum. Cea mai mare parte dintre dumneavoastră ați participat și sus. Așa s-a prezentat. Pentru toți ceilalți care au venit mai târziu, avem astăzi un cetățean de onoare al orașului, cetățean al Brașovului, prin asta al României, dar și cetățean austriac. E drept în Brașov doar de onoare, dar a acceptat acest titlu, i-a făcut mare plăcere în momentul respectiv. Să înțeleg că nu sunt întrebări la acest moment, sau... Bun, cu microfoanele cum e acolo? Am microfon. Bună ziua, bine v-am găsit. Mă numesc Farcaș Liza și sunt elevă la Colegiul Național Mirea și am următoarea întrebare pentru invitații noștri, și anume, cum se pot rezolva diferențele culturale între țările membre ale UE și mai ales problema naționalismului? Adică este o problemă care nu știu cum se poate rezolva și aș vrea să aflu mai multe detalii. Vă mulțumesc! Este la alegerea dumneavoastră cine dorește. Mulțumesc frumos. Păi cred că ne-am exprimat intenția în același timp, dar pot să spun eu câteva cuvinte atunci cu voia dumneavoastră, domnule moderator. Sigur că da. Și cred că primul și în primul rând la această întrebare m-aș întoarce la ceea ce domnul Franz Schausberger a spus. Și anume, o Europa a regiunilor, pentru că eu cred că o Europa cu regiuni puternice, o Europa în care, așa cum s-a spus aici, regiunea înseamnă și identitate. Și cred că dacă ne uităm puțin prin Europa, eu sunt convins că fiecare dintre dumneavoastră ați văzut mai mult sau mai puțin din Europa, sau cunoașteți din lumea virtuală, atunci puteți să spuneți, spre exemplu, ce înseamnă Tirolul de Sud pentru dumneavoastră, sau ce înseamnă Bavaria pentru dumneavoastră, sau ce înseamnă Alsacia pentru dumneavoastră. Și cred că cu asta spunem destul de multe, și exemplele pot continua. Eu mi-aș dori o Europa în care să vedem foarte clar, sau să știe toată lumea, dincolo de Dracula, ce înseamnă și Transilvania, Siebenbürgen, Erdély, și să fie un profil mult mai recunoscut și cunoscut al regiunii noastre. Domnul Schausberger, și mă refer la dânsul, a spus că se află într-o, mai știu exact cum a formulat în limba germană, reședință regională aici la Brașov. Și vreau să vă spun că eu astăzi, la conferința de presă pe care, înainte de a veni aici, am susținut-o, am spus că mă aflu într-una din capitalele Transilvaniei. Și eu chiar cred că ne aflăm cu toții aici, astăzi, și dumneavoastră și trăiți sau învățați, într-una din capitalele Transilvaniei, și pe bună dreptate. Eu sunt foarte bucuros și mândru și oricum vreau să mulțumesc organizatorilor că mi-au dat ocazia să fiu în ziua de 9 mai, de ziua Europei, la o
discuție cu dumneavoastră într-una din capitalele Transilvaniei, capitala multiculturalismului, capitala transilvanismului, capitala unei istorii comune, care cred că asta înseamnă diferența culturală, nu? Cu siguranță că putem să definim lucruri comune care ne asemuie pe noi sau pe dumneavoastră brașovenii cu bavarezii care trăiesc în München. Pentru că suntem europeni și dacă ne definim față de argentinieni, față de oricare dintre comunitățile chineze, pentru că nu există un popor chinez, există tot popoare ale Chinei, da? Atunci suntem asemănători, brașovenii cu cei din München. Dar dacă ne diferențiem unul față de celălalt, atunci cu siguranță vedem că există și elemente de diferență. Excepția culturală, nu știu câtă lume cunoaște, dar iarăși dați, deci introduceți excepția aceasta, excepție culturală și veți vedea că este o specificitate a Europei, a dorinței de a apăra identitatea europeană și modul de viață european pe care francezii, în primul rând, l-au inventat, au definit și acest termen de excepție culturală și este poate o cale bună, dar nu știu dacă este cea mai bună cale de a apăra niște valori culturale prin respingerea celorlalți, adică prin protecționism. Vă invit să faceți o experiență interesantă, să vă interesați care sunt țările care traduc, sincronizează filmele și care sunt țările care subtitrează filmele. În Ungaria, de 40 de ani sau de când este televiziune, filmele sunt sincronizate. Și pe lângă durerea mea de a-l auzi sau de a o auzi pe o actriță celebră sau de a auzi un actor celebru vorbind pe ungurește, deci pentru mine este o durere, vă atrag atenție sau vă rog să cercetați și faptul că ungurii vorbesc, au abilitatea de a vorbi limbi străine mult mai slabă decât o au, spre exemplu, românii, care vorbesc mult mai ușor limbi străine. Printre altele, probabil și pentru faptul că în România decizia care s-a luat acum mulți ani a fost aceea de a subtitra filmele. Îl aud pe John Wayne când își cucerește iubita, dar între timp citesc și în limba română acest lucru. Despre naționalism, eu aș vrea să, pentru că întrebarea a fost despre cele două, da? Diferența culturală și naționalismul, despre naționalism eu aș vrea să vă spun un singur lucru, ca maghiar din România, că alegerile din 25 mai vor fi un test și pentru acest lucru. Pentru protecționism, pentru naționalism, pentru extremisme de diverse feluri, pentru Partidul Piraților, pentru Partidul Adevăraților Finlandezi, pentru zorii noi din Grecia și pentru așa mai departe, adică pentru aceia care încă mai cred astăzi, în secolul 21, că putem construi un viitor mai bun pentru propria comunitate, respingându-i pe ceilalți, eventual gonindu-i pe ceilalți din țara noastră, din regiunea noastră și așa mai departe. Vreau să termin acest lucru pentru că prima dată am vorbit foarte puțin și acum vreau să-mi folosesc diferența de timp. Și aș vrea să vă spun că nu sondajele de opinie, ci alegerile trebuie câștigate. Eu sper că în noul Parlament European, după 25 mai, prin voința cetățenilor europeni din diversele țări, vor fi foarte puțini naționaliști, vor fi foarte puțini extremiști, ei vor fi mai mulți decât sunt astăzi. Ei vor fi mai mulți decât sunt astăzi. Dar totuși sper că nu vor fi așa de mulți precum se prefigurează în sondaje și cred că noi avem, noi, dumneavoastră brașovenii aici, noi transilvănenii, noi ardelenii, care știm că nu unul împotriva celuilalt trebuie să construim ceva, ci unul împreună cu celălalt trebuie să construim ceva. Noi suntem un bun exemplu pentru ceea ce înseamnă Europa. Dacă reușim să-i lăsăm deoparte pe cei care, de o parte sau de cealaltă, sunt extremiști.
Și aș mai vrea să vă spun că, apropo, un subiect la modă, un subiect dureros al ultimelor 2-3 guvernări din România, și anume intrarea, acceptarea României în spațiul Schengen, care în decembrie anul trecut, ultima dată, a fost din nou amânat, această decizie a fost amânată, contrar tuturor regulilor, pentru că este ca și când cel care joacă șah, o partidă de șah, la un moment dat, când mai am 3 pași ca să dau mat adversarului meu, schimbăm și spunem, hai să jucăm remi de acum. Acest lucru s-a întâmplat cu România, care, în mod recunoscut de 2 ani de zile, de către președintele Comisiei Europene Barroso, de către parlamentari europeni din diverse state, este recunoscut că și România și Bulgaria au îndeplinit criteriile acordului Schengen. Însă ni se spune că avem probleme. Dar se recunoaște că am îndeplinit criteriile acordului Schengen. Păi înseamnă că trebuie să fim admiși în spațiul Schengen. Pentru că, și vă spun, există vreo 2-3 țări în care astăzi, acum cum vorbim noi, miniștrii de interne ai acelor țări europene, pe care nu le voi numi, și partidele din care provin miniștrii de interne ale acelor țări europene, astăzi fac campanie în fața propriilor lor electori cu faptul că ei au scăpat Europa deocamdată, spațiul Schengen, de români și de bulgari. Pentru că ei au fost cei care au invocat criteriul politic și au împiedicat Consiliul European să accepte evidența și anume să respecte regula și să deschidă spațiul Schengen în fața României și Bulgariei. Deci, iată, un bun exemplu de populism în cel mai bun caz, dacă nu de altceva. Deci, eu cred și mă alătur aici a discursului pasional al domnului Schausberger, care a spus, iubiți Europa, și eu iubesc Europa, dar iubesc Europa puțin la fel cum o iubesc și pe soția mea. Din când în când aș dori să o schimb. Dar pentru asta o iubesc. Nu să o schimb pe soție, să-i schimb obiceiurile proaste. Da, sigur, Iuliu a acoperit destul de bine și de larg, am să încerc să sintetizez. Sigur, toate aceste probleme care apar, dacă vreți, pe fondul problemelor de educație, sau mai mult spus de needucație. În momentul în care cineva strategic joacă la modul acesta pe diferențe culturale sau pe diferențe naționale, sigur că are o problemă din punctul de vedere și cred că Iuliu a spunctat foarte bine. România este un exemplu de bune practici. Am trecut și noi prin asta. Știți bine, sau, mă rog, poate ați citit anii 90, când aveam destul de multe frământări din acestea care țineau de multitudinea culturală existentă în România, de naționalism, nu? Eram mai viteș ca Mihai Viteazu, dar răbdarea și educația, totuși inteligența ne-a făcut să trecem și cred că putem exporta serul cu care putem să ne mândrim la ora aceasta în Europa. Am să vă spun un lucru pe care în mandatul 2007-2009, când am fost la Bruxelles și am stat de vorbă cu colegii din fiecare țară europeană, colegii din Germania, 2 dintre ei, mi-au spus un lucru. Și spuneau, printre altele, știți de ce a fost România totuși primită în Uniunea Europeană, poate mai repede decât trebuia? Este un principiu al inteligenței care ține de istorie. Și a spus, noi știm, și știm asta din istoria Europei, că voi v-ați luptat aici, la porțile Europei, iar noi am putut să ne dezvoltăm. Deci un principiu istoric recunoscut pentru români care au stat de-a lungul secolelor aici și e, dacă vreți, mândrie. Acesta e un lucru prin care ne putem mândri cu strămoșii noștri și am fost, dacă vreți, un pasnic la poarta Europei din partea orientală, iar lucrurile astea au contat poate mai mult sau sigur mai mult decât faptul că noi nu eram pregătiți să intrăm în Uniunea Europeană din toate punctele de vedere și aici mă refer mai mult la cele economice, că poate celelalte, sigur, cu mici stăgulețe care le-am avut încă de la început le îndeplinisem. Veneam totuși cu o perioadă de 50 de ani în care aveam o singură linie, deci am îndeplinit și condițiile democratice, ne luptăm încă pentru ele, dar cel mai important criteriu a fost acela istoric.
Și cred că a contat foarte mult, bineînțeles, dublat de promisiunile și de lucrurile pe care le-am realizat. Deci cred că împreună oamenii inteligenți, oamenii educați, oamenii care își doresc până la urmă ceea ce spuneam și mai înainte, siguranță și bunăstare, le pot pune în practică. Nu am de ce să mă cert sau să fiu împotriva unui francez, unui german, unui cetățean din Croația sau Slovenia, dacă nu am de împărțit nimic cu el. Doar dacă nu mă bagă nimeni în seamă și vreau să mă bag în seamă, mă duc și spun și arăt cu degetul, că el e slovac. Nu contează lucrul ăsta. Cred că toți ne dorim până la urmă să avem o viață normală, iar împreună, toate țările din Uniunea Europeană, să mergem și să ducem această multiculturalitate către toate colțurile lumii, unde mai există de altfel conflicte și cred că e, spun încă o dată, cuvântul cel mai important, acela de pace. Deci, ceea ce ne interesează e pace și siguranță și cred că sunt principiile de bază pe care trebuie să le avem de acum încolo, pentru că dacă avem aceste două lucruri asigurate, restul decurge de la sine. Mulțumesc! Vă mulțumim pentru răspunsuri. Sunt de apreciat, în primul rând, pentru faptul că vin din partea a doi reprezentanți care etnie la Bruxelles trebuie să coopereze cu partenerii politici și dacă există ceva, există o legătură politică între parteneri. Acolo, la Bruxelles, cam uiți ce culoare are pașaportul tău. Am dreptate sau nu m-am parte? Nu m-am parte. Bun. O frază, se poate? Cum să nu? O singură frază la chestiunea aceasta. Păi uiți și nu uiți, pentru că teoria și sigur aici participanții știu, probabil că nu știu exact la care oră sau la care materie, dar din câte știu se mai învață câte ceva despre sistemul Uniunii Europene. Cei care au făcut acest lucru știu că teoria spune așa, că mergem în Parlamentul European, unde ne reprezentăm grupurile politice din care facem parte. Și nu suntem, cel puțin în teorie, repet, reprezentanți ai guvernelor țărilor noastre. Suntem reprezentanți ai celor care ne aleg. În practică, bineînțeles, lucrurile acestea stau puțin diferit, pentru că, evident, că nimeni nu uită și eu nici nu cred că are voie să uite că a fost ales în România, a fost ales în Germania sau a fost ales în Franța și se și comportă ca atare parlamentarii europeni, pentru că există un lucru care se numește interes național. Și această sintagmă, de multe ori, e deja peiorativă cumva în dezbaterea publică din România, în această aruncare permanentă de noroi, ne pregătim întotdeauna pentru altceva, vrem întotdeauna să ne nimicim adversarul. El nu mai este adversar, el devine dușman. Și asta e ceea ce n-ar trebui să mai faceți aceia dintre voi care vreți deveni politicieni. Eu nu sunt de acord cu tot respectul față de colegul meu, Dragoș Davidson, fostul meu coleg, care a spus că să fii politician e o meserie. Nu. Eu nu cred în treaba aceasta. Să fii politician este o vocație pe care ori o ai, ori nu ai. Să te uiți dincolo de ziua de mâine, în ziua de poimâine, să vrei ceva peste 10 ani sau să vrei ceva peste 30 de ani pentru comunitatea ta, asta cred că înseamnă să fii politician și atunci cei care se duc la Bruxelles ar trebui și acolo să cunoască și să înțeleagă că poate că există un interes bavarez pe masa parlamentarului german, dar atunci când există niște interese care sunt ale țării, care se numește Germania, atunci ei vor acționa la fel. Același lucru valabil pentru francezi, același lucru valabil pentru unii dintre cei care se duc pe acolo și acest lucru nu prea este, din păcate, valabil pentru noi, europenii din centrul și estul Europei, care suntem un pic mai temperamentali și ne ducem toate proastele obiceiuri le ducem și la Bruxelles. Cu această completare ați rotunjit puțin imaginea și indirect ați punctat încă o dată că și la Bruxelles se aplică un proverb românesc.
în teorie și în practică, păi în proverbul românesc e cu gardul și cu leopardul. Bun. Următoarea întrebare. Nu mai sunt întrebări? Erau mai multe mâini ridicate pe acolo. Bun. Înțeleg că nu mai sunt întrebări. Atunci, în încheiere, trecem la un aspect care ne interesează pe toți, în mod direct. Și zi de zi. Acum câțiva ani, în lume s-a manifestat prima dată o criză financiară, urmată de o criză economică și de un regres economic. Fiecare l-a resimțit cândva, undeva, în ultimii ani. Au fost mai puțin bani pentru cosmetice sau o excursie sau pentru cărți sau chiar pentru strictul necesar. Care sunt perspectivele Europei în acest moment? E bine, nu cred că este cineva mai avizat să ne răspundă la această întrebare decât reprezentantul Camerei de Comerț în România, Camerei de Comerț Austriei. Ja gut, ja, vielen Dank auch von meiner Seite, dass ich hier zwischen so viel Politprominenz sitzen darf und meine Meinung jetzt zum Besten geben darf. Und es freut mich auch ganz besonders, dass von Ihrer Seite so viel Interesse für diese Veranstaltung gibt und ja, vielleicht should I speak in English? I mean, there were many hands who say, I can understand German, so I thought like, but I, maybe it's easier to do it in English than if you don't make a mistake. So thanks again for having me here between all those packed wisdom here on the couch, and I'm also very happy that there's so much interest from your side and that this cafe is actually booked out to the last seat. For the economic perspective, I mean the European integration from an economic perspective is an extreme success story. I think in no aspect the European integration was more successful than from economic perspectives. Still, there's a lot of criticism, and I think this criticism comes because people generally have a very, very bad memory, and we intend to forget things how they were instantly and focus on how they are and see imperfections on how they are now. I was 13 years old when Austria joined the EU, so I don't really know much about the economic life in Austria before the EU, but I can say that I there's not one second where I would want to miss this, where I would want to miss Austria being in the EU. I live very close to the German border. I grew up close to the German border in Salzburg, and it is a ridiculous thought to think that when I want to ride my bike across the border to a pub on the other side of the border that I would need to show my passport or anything. I mean, it's just ridiculous. But thinking about it a few years ago, this was reality. Yeah, this was not ridiculous at all. And I mean, the best example to see how short our memory is that, I mean, the whole technology of mobile phones and emails and so on 10 years ago, it didn't exist. And now, I just checked, my battery is low and I'm already getting nervous that maybe I will miss an email or something. Yeah. And the same it is for the economic success of the EU. Austria profited enormously from the EU and also from the European enlargement towards the East. Austria would be not nearly where it is now without the EU enlargement towards the East. Today in the morning, I had a little speech on the Austrian-Romanian economic relationship, and I also highlighted there that Austria is a very strong investor in the whole Eastern and Southern Eastern European region and market, and this was only possible for Austria when the market was open, when there was the idea of a joint and of a common market. And this is an extremely important idea, because this common market made us more competitive, it made us more creative, more efficient, it raised the quality standards. We improved on this on every aspect possible. And this really just cannot be highlighted enough. And I think that the best perspective you get on this if you go outside of the European Union and if you take a look at the EU from the outside, and I think then it will be even more obvious on how good
how good a thing the EU is and how much it brought us forward and increased the quality of our life and brought us everybody together. People brought people together who should be together, and I think this is a very important aspect. Thank you. Mulțumim pentru această perspectivă. Sperăm că aspectele economice ale Europei vor evolua spre binele nostru al tuturor, că se vor compensa diferențele care încă există. Nu este vorba atât de a ajunge din urmă pe cineva, ci de a-ți face treaba bine la locul tău. Astăzi au fost date destul de multe exemple legate de evoluțiile chiar din România și mai ales de trecutul în multe domenii pe care îl are România. Din moment ce nu mai există întrebări, acord cuvântul domnului președinte al regiunilor europene. Vă mulțumesc pentru atenția pe care ați manifestat-o și îl las să rostească cuvântul de încheiere. Sie haben das Wort für den Abschluss und Schlussfolgerungen, wenn es der Fall ist. Ich mache es in Rumänisch oder machen Sie es in Englisch? Yes, thank you very much to our moderator. I think he should have an applause. He was very, very good. And I understand that he now wants to have a cigarette. Okay, ladies and gentlemen, thank you very much. I mean, again, the question, do you have any questions to the participants of our panel? That's not the case. Okay. So, I mean, I hope it was interesting for you, and I hope we could give you some informations. And I hope you are basically positive towards the European Union. That was the aim of our Café d'Europe Régionale. Thank you very much for coming. Thank you very much for your patience, for your attention. And, well, I wish you all the best for your studies. And I hope next time when we will come, Mr. Macedonci, we will see you again. We will invite you, of course. Well, all the best also to the candidates or the members of the European Parliament. I think these are three examples for positive oriented members of the Parliament. And I hope many of you will, in the next 5 years, member of the Parliament. Thank you very much. All the best for your future. And I will close our panel discussion. Thank you. Doresc din partea organizatorilor să vă mulțumesc vouă că ați venit. Sper că ați învățat ceva despre Europa. E foarte important. Europa suntem noi, să le mulțumesc invitațiilor noștri europeni, viitorilor europarlamentari actuali și viitori și le urez personal succes în competiția, să ne reprezinte cu mândrie, să ne reprezinte interesele și nu uitați, țineți legătura cu Europa, folosiți-vă de Erasmus, plecați în toată Europa asta că aveți multe de învățat și de văzut, vă urez succes în școală, în curând o să faceți bacalaureatul, mergeți și studiați oriunde în Europa asta și veniți după aia înapoi și aplicați ceea ce ați învățat acolo, aici la noi, ca să nu mai existe diferențele astea între țările europene. Este foarte important, am discutat mult despre diferențele, disparitățile europene. Sunt de părere că o Europa puternică n-are voie să aibă diferențe mari. Avem potențialul, trebuie să ne folosim numai de el și voi sunteți potențialul nostru. Vă mulțumesc mult de tot și vă urez mult succes în viitor!
Ambassador.